Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Discutăm astăzi despre festivitatea de deschidere a noului an universitar care a avut loc la Universitatea din Petroșani, dar vom discuta, bineînțeles, și despre provocările pe care și conducerea universității le lansează în noul an universitar, atât pentru studenți, pentru cei care sunt la master's ori la doctorat, dar și pentru cadrele universitare de aici, pentru că știm au fost și sunt în continuare destul de multe proiecte care vin în beneficiul studenților în primul și în primul rând, dar mai multe o să las astăzi să ne povestească pe invitatul meu, domnul profesor universitar doctor inginer Mihai Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am reîntâlnit pe dumneavoastră, pe telespectatorii dumneavoastră. A fost o vară destul de aglomerată, chiar dacă se spune că în perioada de vară, pe perioada vacanței, toată lumea se odihnește, studenți, profesori, doar că lucrurile nu stau chiar așa. Știu că ați avut destul de multe drumuri de făcut, nu doar în țară, ci și în Europa, și toate acestea pentru ca studenții și relația dintre universități să fie una cât mai consolidată. Vom dezbate astăzi despre ce înseamnă aceste programe, ce înseamnă aceste relații și cât de importante sunt ele pentru studenți și nu numai. Dar zic să începem cu începutul. Chiar ieri a avut loc festivitatea de deschidere a noului an universitar, o zi cu emoție, probabil că și pentru dumneavoastră, chiar dacă aveți deja cred că zeci de ani în spate de prima zi de facultate. Cum a fost ieri la Petroșani? Ieri a fost o zi cu emoții, a fost o zi cu efervescență, a fost o zi cu personalități de la nivelul județului și Văijiului. Avem acum în imagine. Care au venit la această festivitate de deschidere, să spunem, a noului an universitar. A fost cu emoții și pentru cei care pășesc pentru prima dată pragul universității noastre. A fost o zi cu emoții, de ce nu și pentru mine, pentru că cu 45 de ani în urmă, eram student în anul întâi și vorbeam din partea studenților de anul întâi la deschiderea anului universitar. Deci iată că nimic nu e întâmplător, nu? Și m-am bucurat că iată, m-am regăsit după atâta timp, mă rog, într-o altă postură, mai implicat, dar totuși cu emoțiile inerente. Sigur a fost o festivitate în care cei de anul întâi au luat cunoștință cu conducerile facultăților, cu colegii lor, au luat cunoștință cu realizările universității, chiar dacă au fost ele prezentate în succint. Trebuie să fie cunoscute până la urmă de către la deschidere studenți. Și o să le dezvolte ulterior. Pentru studenții din ceilalți ani a fost o revenire la școală și o reîntâlnire cu colegii, cu prietenii, o depănare a amintirilor din vacanță, pentru cei care au avut vacanță, o depănare a amintirilor din sesiunea de toamnă, de restanțe și așa mai departe. Care inevitabil apar și aceste restanțe. Cu toții probabil am avut cel puțin o restanță în anii de studenție. Este important să își depăneze amintirile și pentru că și în aceste conjuncturi apar multe lucruri hazlii, multe lucruri cu care rămâi în minte. A fost un debut vis-a-vis de faptul că universitatea se transformă, universitatea se perfecționează, universitatea vine cu elemente de noutate. Anul acesta am acreditat anul pregătitor de limba română, l-aveam doar autorizat provizoriu și iată că
Deja avem 28 de studenți înscriși la pregătitor de limba română, ceea ce arată că am atins capacitatea maximă. Apoi începem cu un master în limba engleză în domeniul consumului și producție responsabile, creat în cadrul consorțiului de universități europene din care facem parte, ca o realizare a acestui consorțiu. Această specializare de master se regăsește la toate universitățile cu care suntem parteneri. Apoi, sigur că mergem cu toate specializările înainte, ocupate cu studenți, ceea ce ne bucură că într-o perioadă în care este o descreștere a populației și a numărului de absolvenți din licee, iată că noi reușim să ocupăm nu numai locurile bugetate, ci să avem un număr important de studenți la forma de învățământ cu taxă. Ne sunteți mulțumită per total de ceea ce s-a întâmplat la admiterea din acest an. Sigur, aveți mulți studenți, toate locurile ocupate, cum spuneați, și la buget și la cu taxă, și nu e deloc puțin lucru. Nu e lucru puțin. Avem, uitați, de exemplu, la licență 835 de studenți, dintre care numai 610 bugetați. La master avem 530, dintre care 225 bugetați. La doctorat 30, dintre care 10 bugetați. Și asta vorbim doar despre cei care sunt în anul întâi acum. Nu. Toți? În anul întâi, în anul da. Întâi. Da. Toți avem peste 4.000 de studenți, fără să luăm în considerare cei care vin la cursuri post-universitare, numărul lor crescând undeva la peste 400 în fiecare an. Deci e un progres, e o dovadă a faptului că ne preocupăm și că universitatea începe să fie cunoscută și atractivă pentru foarte multe categorii de studenți. Ba mai mult, v-ați și extins, nu v-ați limitat doar la Universitatea din Petroșani, la ce se întâmplă acolo, ați ajuns și în reședința de județ aici la DEPA. Avem o tradiție de câțiva ani de a acredita aici câteva specializări. Avem administrație publică și inginerie și managementul afacerilor la DEVA. Avem economia comerțului, turismului și serviciilor la Hunedoara, dar dorim să o ducem tot la DEVA de anul viitor, să creăm aici un fel de extensie mai solidă a universității noastre. Și avem și o extensie la Horezu, în Vâlcea, unde avem specializarea de electromecanică, unde suntem foarte solicitați și acolo. Și anual avem solicitări mai multe decât numărul de locuri care le avem la dispoziție. Să înțeleg că vă gândiți să vă mai extindeți dacă sunt atât de multe solicitări. Dacă sunt, doar să mărim numărul de locuri și să vedem ceea ce se caută pe piața forței de muncă și ceea ce este rentabil până la urmă. Că de aceea poate că niște mastere aici în ADEVA în domenii care sunt foarte solicitați n-ar strica să le acredităm. Care sunt aceste domenii solicitate, cele mai râvnite, să spunem, de către studenți? Domenii la care am putea aici să acredităm ar fi administrație publică, asistență socială, iar la licență să încercăm ingineria transportului și a traficului, e foarte căutată de studenții din DEVA, Hunedoara, regiune. Care este locul de muncă pe care îl vor putea avea după ce vor finaliza această specializare? Pot lucra și în domeniul auto, dar și în domeniul feroviar, transport naval, orice tip, pentru că aici ne gândim mai mult și lucrăm la elemente de logistică a transporturilor, studii de trafic, îmbunătățiri în ceea ce înseamnă amplasarea elementelor care contribuie la fluidizarea sistemului de trafic. De nu ne referim numai pur și simplu la a repara sau a lucra într-un service auto sau într-o fabrică mare de mașini utile sau autoturisme. E un domeniu destul de vast, da? Care poate cuprinde un domeniu mult mai larg. Și atunci, de aceea,
domeniul e căutat și specializarea e căutată, îi oferă mai, o paletă mai largă de opțiuni pentru a fi angajați în sistemul economic românesc și nu numai. Deci luați în calcul extinderea și ceea ce înseamnă specializările de aici, de la DEVA, probabil că din anul universitar următor sau... Da, începem, facem demersurile și să vedem pe măsură ce putem pregăti dosarele de acreditare, să venim cu acestea către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și apoi în parteneriat cu Liceul Moisil sau cu Agenția Transporturilor, cu Liceul Transilvania, să vedem că ei au o dotare și trebuie să ne pliem pe ea și noi să o completăm, să realizăm aceste noi specializări la DEVA. Atât timp cât studenții solicită și își arată interesul pentru aceste specializări, eu nu văd de ce nu v-ați pune pe treabă, cum se spune, și să reușiți să faceți aceste specializări acolo unde există și cerere, bineînțeles. Am vrut mai din timp să facem, dar venim pandemia în 2020, s-au cam oprit toate procesele acestea de acreditare. După aceea era o problemă de comunicare numai online și atunci am zis nimic, trece pandemia și acum ne putem apuca de serios de această inițiativă și perspectiva noastră vis-a-vis de DEVA. Ați reușit să faceți și unele sau noi investiții în infrastructura universitară, pentru că au nevoie de laboratoare, au nevoie de materiale cu ajutorul cărora să pună în practică practic tot ceea ce ei studiază la cursuri. Am căutat ca tot ceea ce facem să facem în majoritate pe fonduri europene, pe proiecte europene, pentru că e soluția cea mai rentabilă și altfel e mult mai greu să atragem fonduri. Să profităm la maxim de această posibilitate și oportunitate. De aceea, anul acesta încheiem un proiect pe program operațional regional de 3 milioane de euro. Jumătate de milion l-am folosit pentru reabilitarea termică a unui spațiu de învățământ, cel mai mare spațiu ca și corp de învățământ din universitate, iar de 2,5 milioane de euro am realizat dotarea a 55 de laboratoare de studiu și cercetare din universitate. Suntem în faza în care toate pachetele de aparatură au fost licitate și urmează ca o parte, o ultima parte a acestor aparate să vină în România și la universitatea noastră, pentru că unele sunt produse în România, altele sunt produse în străinătate, să fie instalate și apoi să încheiem cu bine tot acest proiect. Am profitat de asemenea de alte tipuri de proiecte cu finanțare europeană, pe fonduri de dezvoltare instituțională, pe alte fonduri. Și o să mă refer acum apoi la Eureka Pro, care este vorba de un consorțiu european, dar care mai, faceți parte și care facem parte și noi, dar important este că am mai câștigat un proiect de 2,73 de milioane de euro pe digitalizare prin PNRR, proiect care înseamnă modernizarea a 15 amfiteatre din universitate, unde o să avem posibilitatea să ținem în paralel cursurile față în față și online, cu filmarea acestora, cu interacțiune între cadrul didactic, studenții din sală și studenții care sunt online, pretabil în special în prima etapă la cursurile de master și apoi dotarea 11 laboratoare de cercetare, tot pentru dezvoltarea cercetării universitare, atât teoretice cât și aplicative vis-a-vis de colaborarea cu mediul economic și cu institutele de cercetări și proiectări din România, la pentru noi, în special cu INSEMEX Petroșani.
Ați reușit cu ajutorul fondurilor europene să aduceți universitatea la un alt nivel, nivel la care probabil fără acești bani ar fi fost destul de dificil să reușiți să faceți astfel de investiții. Odată că nu aveam de unde să facem aceste investiții și doi, dacă nu faci investiții și nu ții pasul cu tehnologiile moderne și cu dotarea existentă în alte universități din România, nu poți să atragi studenți. Acum, într-adevăr, dacă ne luăm numai după finanțarea la nivel național, din păcate, aceasta este în măsura în care se alocă bani de la buget, dar finanțarea pentru toate universitățile din România de la bugetul de stat este mai mică decât finanțarea unei mari universități, Stanford sau Harvard sau altele, și atunci ne explicăm de ce acolo se adună poate mai mulți studenți sau o selecție este mai dură. Dar revenind la noi, eu cred că și sunt convins că avem un învățământ de calitate, avem un învățământ îndreptat spre cerințele pieței forței de muncă, un învățământ modern, iar absolvenții noștri fac față oricărei provocări existente la nivelul național, european sau mondial. Universitatea din Petroșani a reprezentat mândria și competența României și a Văi-Jiului la un eveniment de prestigiu și aici mă refer la cel legat de importanța relațiilor internaționale în educație. A fost un eveniment la care ați participat, un eveniment care din nou a scos așa de sub acea cupolă de umbră, să spunem, în care unii cred că se află Universitatea din Petroșani. Ați demonstrat încă o dată că lucrurile sunt peste limita la care unii se gândesc atunci când vorbesc de Universitatea din Petroșani. Căutăm să atragem din ce în ce mai mulți studenți străini către universitatea noastră, să recâștigăm unele piețe pierdute pe care le aveam, pe care deja eram cunoscuți până în 89, să câștigăm piețe noi, bineînțeles, să realizăm un învățământ internațional care se pliază pe tot ceea ce înseamnă și învățământul românesc. Iată, pe micul ecran câteva fotografii de la evenimentul la care ați participat la recent. Târgul European de Prezentare a Universităților. Am fost un stand al României foarte apreciat de către toți participanții. Au participat expozanți, am putea spune, nu numai din Europa, dar și din Japonia, Corea de Sud, China. A fost o bătălie destul de mare, nu? Da. Și ne-a prezentat oferta universitară. Au fost 32 de universități din România sub egida stat din România. Și ne-am întâlnit cu parteneri din cadrul consorțiului Eureka Pro, din care facem parte, dar și cu alți parteneri din Europa. Atragerea de studenți străini a fost un obiectiv, dar nu neapărat din Europa, ci din alte continente. Noi ne axăm un pic pe America de Sud, pe Africa și pe Asia. Dar am încheiat parteneriate noi și le-am întâlnit pe cele vechi pentru că avem acest program Erasmus Plus, prin care noi trimitem anual un număr mare de studenți în străinătate, cadre didactice, și primim studenți din alte universități europene și nu numai, în Universitatea din Petroșani. Numai anul trecut am trimis 220 de studenți în, foarte mulți. În afară, foarte mulți, zic eu, sigur că da, și 50 de cadre didactice și personal administrativ. Și am primit 50 de studenți din afară și o serie de cadre didactice și personal administrativ din multe țări europene și nu numai. Avem parteneriate în afara Europei prin programul K131,
cu Egipt, cu avem și cu Ucraina, dacă acum așa, cu Republica Moldova. E mai complicat cu Serbia, acum cu Ucraina cu sau Bosnia și Herțegovina. Vine e mai greu și noi mergem mai greu la ei. Cu Albania dezvoltăm viitor și cu alte țări. Deci anul acesta fondul, deschisă. Da, anul acesta fondul care îl primim e mai mare și mizăm pe o creștere a numărului de studenți care pleacă în universități sau firme din Europa și din lume și pe mai multe cadre didactice, dar și pe un număr mai mare de studenți incoming, studenți care vin spre universitatea noastră. Poate sunt studenți care sunt foarte buni în ceea ce fac, în ceea ce ei studiază, dar poate au o anumită reticență atunci când vine vorba de a pleca în străinătate, de a sta poate câteva luni acolo, de a aprofunda poate anumite elemente pe care ei le studiază aici. Ce îi sfătuiți pe aceștia? Că teama cumva este firească și la vârsta pe care ei o au să plece în străinătate, dar importanța aceasta a relațiilor internaționale cred că ar trebui să fie un factor decisiv. Tocmai aici vrem să încurajăm. Încurajăm să își exerseze o limbă modernă, în special engleza, dar dacă ei cunosc și limba țării în care merg e cu atât mai bine. Încurajăm să caute, să cunoască, să atragă elemente de noutate înspre ei, să vadă care e învățământul în alte țări și în alte universități, să-l compare, bineînțeles, cu învățământul de la Petroșani, să vadă ce au ei în plus și ce au în minus, să vadă ce avem noi în plus și ce avem noi în minus față de ei și ca atare să își dezvolte nu numai cunoștințele de specialitate, dar să își îmbunătățească cultura, să își îmbunătățească viziunea vis-a-vis de artă, sport, tot ce înseamnă poate interacțiunea cu colegii lor de aceeași vârstă, legându-se apoi, bineînțeles, prietenii care pot dura ani de zile, care pot dura o viață, dacă e așa. Și se pot concretiza probabil și într-un loc de muncă, acolo, în acele țări. Aveți astfel de exemple de studenți care au fost în practică în alte țări și ulterior au ales să se întoarcă acolo și să-și formeze așa o carieră de succes? Sunt câteva exemple și vă dau numai unul dintre ele. Eram în vizită la Belfort, în Franța, unde avem relații și la nivel universitar și cu Camera de Comerț și Industrie și aveam studenți acolo în Erasmus și i-am vizitat pe toți unde lucrau sau unde își desfășurau activitatea. Și la Camera de Comerț și Industrie văd o studentă de-a noastră de la contabilitate că lucra acolo și îmi spune directorul Camerei de Comerț și Industrie, păi, zice, studenta dumneavoastră deja m-a angajat-o aici. Dar zic, cum se descurcă? Păi zice, sistemul contabil franțuzesc este asemănător cu cel românesc, că se pare românii au cam luat de acolo sau, mă rog, s-au inspirat. Ea a învățat foarte repede și iată că lucrează aici. O angajăm pe perioada în care face practica, va finaliza studiile românești, dacă vrea, ea este deja angajată la noi. Deci iată că și simțit, studenții cred că o mândrie destul de mare când ați auzit aceste cuvinte. Vedeți că și studenții Universității din Petroșani fac față, așa cum am spus, fără lipsă de modestie, oriunde în Europa și în lume. Avem mulți absolvenți de-a noștri care lucrează în străinătate și dinainte de 89, dar și de după 89, vă dau exemplu numai în Chile, în zona Atacama, unde e cea mai mare carieră de nemetalifere, aur, argint, cupru din America Latină și a doua din lume. Acolo lucrează 250 de români, dintre care
mulți absolvenți de Petroșani, ingineri de mine și ingineri de mașini și instalații miniere, alături de geologi de la Cluj sau București, alături de unii subingineri sau ingineri de Baia Mare și foarte mulți tehnicieni din zonele foste miniere din România, care merg și lucrează pentru o perioadă de 5 sau 10 ani și după care mulți revin spre România și cu banii câștigați fie își fac o afacere aici, fie își construiesc o casă și își duc o viață mai stabilă exact, și mai liniștită înspre partea de pensionare. Din generația nouă avem astfel de exemple, că mi-a spus ce se întâmpla și în urmă cu 15-20 de ani cu absolvenții universității din Petroșani, avem și noua generație de tineri care sunt așa trup și suflet pentru jobul lor în străinătate, dar și în țară, pentru că să nu uităm și aici încă avem nevoie de forță de muncă, avem nevoie de oameni calificați, oameni profesioniști în astfel de domenii. Avem parteneriate cu foarte multe companii multinaționale din România, nu numai din Valea Jiului sau județul Hunedoara. Prin aceste parteneriate, noi trimitem studenți în practică la aceste firme, își petrec perioada de practică de 3 săptămâni, o lună. Unii dintre ei sunt selectați de către angajatorii respectivi, de către companiile respective, li se oferă să lucreze pe perioada de vară, fiind plătiți, iar la unele multinaționale primesc o temă de proiect de diplomă care se realizează în colaborarea dintre un specialist de la firma respectivă și un cadru didactic din universitate, iar după susținerea proiectului de diplomă ei sunt automat angajați la aceste multinaționale. Deci, iată că sunt exemple pentru România. Ba mai mult, acum avem o colegă care a lucrat la nivel de proiectare și la nivel de management în Australia, la o mare companie minieră, unde a coordonat lucrări nu numai în Australia, dar și în Peru, și acum coordonează una în Bosnia-Herțegovina, e managerul de proiect de deschidere a unei mine și pe care vrem să o atragem cu experiența și expertiza ei. Are doctoratul dat în România, are echivalat la nivel european și mondial și vrem să o atragem să fie cadru didactic la început asociat al nostru. Credeți că veți reuși acest lucru? Cred că vrea și ea ușor să tragă colega noastră înspre România și cu experiența acumulată poate fi de folos atât studenților cât și colegilor cu care poate apoi să dezvolte niște proiecte pentru România sau pentru Europa, de ce nu? Deci, atât foști studenți, absolvenții ai universității se vor putea întoarce aici, dar sigur, de data asta în partea cealaltă a catedrei. Da, trebuie să profităm de acest lucru. Trebuie să profităm și da, am văzut alte universități că aduc specialiști din alte țări să mai prezinte. Faceți acest lucru? Noi facem prin consorțiu de universități europene și prin visiting profesori care îi aducem aici, dar facem și prin acești absolvenți ai noștri care îi putem aduce aici. Mai facem ceva, am deschis niște parteneriate, de exemplu, cu Canada, cu universitatea din Canada. Și aici tot un absolvent de nostru care e cadru didactic universitar în o universitate importantă în Canada a venit cu studenții în practică în România și care au avut și lucrări de laborator în unele laboratoare de ale noastre, au vizitat și o mină subterană de cărbune în Valea Jiului, toate într-un program și într-un proiect al lor, după care am primit mulțumiri de la conducerea universității respective și o deschidere la o dezvoltare a acestui tip de parteneriat. Deci o să ne îndreptăm, cum am spus, pe Canada, spre Statele Unite, unde iarăși avem absolvenți. Extindeți aria cât mai mult. Unde avem absolvenți care tot așa sunt cadre didactice universitare. Iată,
de la Petroșani au ajuns să fie cei mai buni în întreaga lume până la urmă. Da, ne-ați enumerat doar câteva țări probabil în care au ajuns să activeze acești oameni care au absolvit această universitate. Avem două categorii de absolvenți care duc numele universității din Petroșani sau un fost institut de mine în întreaga lume. Studenții din alte țări care au venit și au studiat aici s-au reîntors, unii ajungând și pe funcții importante, până la miniștri în domeniul minelor sau al resurselor minerale, și românii care au mers în afară. Deci, iată o paletă largă care înseamnă câteva mii de absolvenți care sunt răspândiți pe toate cele cinci continente. Ați adus puțin mai devreme în discuție acest proiect Eureka Pro, din care și Universitatea din Petroșani face parte, și la finalul lunii septembrie a avut loc o conferință în Grecia. Ați participat și dumneavoastră la această conferință și care este, să spunem, sau care va fi finalitatea acestui proiect? N-am participat, a fost aceeași perioadă în care eu am fost la Rotterdam la acea expoziție sau târg pentru prezentarea universităților europene, AIE se numește, European Association for International Education, și acțiunea de prezentare a unor lucrări științifice și de reunire a tuturor membrilor din consorțiul Eureka Pro pe domeniul de cercetare a fost, la aceasta au participat doi prorectori de la noi și alte cadre didactice implicate în activitate. Da. Am avut studenți, am avut cadre didactice tinere și cadre didactice de coordonare. Eureka Pro este un consorțiu de universități, cum am mai menționat, care a demarat în 2020 și a avut o primă etapă până la sfârșitul acestui luni, în 2023. Partenerii care suntem, după 3 ani, am prezentat activitatea desfășurată și am solicitat Uniunii Europene continuarea cu încă 4 ani a acestui consorțiu, la care, pe lângă cele 7 universități care eram, s-au mai adăugat 2, Universitatea Hassel din Belgia și Universitatea de Lorraine din Franța. Și am avut succes cu această nouă propunere. Mi s-a aprobat propunerea, continuarea activității, am obținut și finanțarea și vom continua încă 4 ani până în noiembrie 2027. Cu ce vă ajută acest proiect? Deci acest proiect, pe de-o parte, dezvoltă niște specializări pe consum și producție responsabilă, dezvoltă cercetarea științifică pe această linie, dezvoltă parteneriatele interuniversitare cu posibilitatea de a ca pe programe comune, cum este cel care l-am acreditat anul acesta de consum și producție responsabilă la nivel de master, să trimitem studenți, să vină studenți să urmeze cursurile la noi. Creăm împreună un campus virtual până în 2027. Creăm împreună condiții ca internaționalizarea începută în cadrul acestui consorțiu să se dezvolte și să putem participa și avea mult mai multe cursuri în limba engleză pe anumite domenii de mediu sau de consum și producție responsabilă la care să participe după încheierea proiectului și cu finanțări de altă natură să participe toți membrii consorțiului, studenții din consorțiu. Creăm condițiile și am creat și deja avem un prim doctorat în Cotiutele, deci facem doctorate în Cotiutele și vrem să le facem, să căutăm, da, depinde de legislațiile naționale ale țărilor, să dăm diplomă dublă. Deocamdată se dă o diplomă în țara noastră și una în altă țară unde doctorandul nostru a studiat. Așa, avem deja un doctor.
și această diplomă dublă i-ar oferi mai multe avantaje? Îi dă un mai mare avantaj, demonstrând că ele are o diplomă de doctor și în Germania și în România. Și avem un exemplu recunoscută amândouă, dar am dorit, dacă avem, s-ar putea să fie una singură, să fie Ministerul Educației din România, Ministerul Educației din Germania, unie cele două universități și apoi diploma de doctor. Legislația încă nu ne permite, dar deocamdată facem așa. Deschidem parteneriate și am deschis cu doctoranții care s-au înscris în acest an și mai avem vreo doi din anii anteriori, cu care facem această cotitelă în Germania cu Freiburgul, în Polonia cu Grivițe și căutăm și în Grecia cu Universitatea din Chania, Universitatea Tehnică din Chania. Avem acești doctoranți care, bineînțeles că se perfecționează și într-o limbă străină, îi pot susține teza de doctorat în engleză, acolo, în engleză sau în română la noi, și sau în germană acolo și la noi în limba română, echivalându-se toate etapele parcurse atât în România cât și în țara parteneră. Iată, foarte multe beneficii are acest proiect, tocmai de aceea v-am și întrebat, pentru că așa în general sună foarte bine aceste proiecte, au termeni destul de pompoși, dar finalitatea, ce se întâmplă după ce se încheie un astfel de proiect și atât timp cât studenții au de câștigat, cu atât mai bine. Acei studenți care își doresc, bineînțeles, să ajungă să facă performanță în domeniile acestea. Pentru că nu toți ajung să facă parte din astfel de proiecte, cum nu cred că se poate acest lucru. Anul acesta, Universitatea din Petroșani împlinește 75 de ani. Este o viață de om, putem spune. Au fost multe provocări, cred că, în toți acești ani. Da, e o evoluție Universității din Petroșani, care în 48 a fost înființată ca Institutul Cărbunelui, după aceea ușor, ușor s-a dezvoltat cu noi specializări, dar în domeniul inginerie miniere, culminând cu 57, când tot ce erau facultăți de mine la București, la Timișoara și un pic ceva tehnicien superior la Brad, treptat să vină înspre Petroșani, că din 57 s-a numit Institutul de Mine Petroșani, toți specialiștii în domeniu se pregăteau la Petroșani și a continuat așa până în 90. În 90 a devenit Universitatea Tehnică din Petroșani, iar din 95 Universitatea din Petroșani. Sub o denumire sau alta tot a rămas cumva o pepinieră aici la Petroșani. Suntem singura universitate din România care pregătim specialiști în domeniu inginerie miniere și nu numai miniere, topografie miniere. Mă rog, noi am pus generic inginerie miniere, indiferent că ei lucrează în activitățile de extragerea substanțelor minerale utile din subteran sau în cariere. Da, pentru că mulți probabil se gândesc la ce mai e folositoare această specializare în condițiile în care, iată, minele se închid, nu mai avem în țară atât de multă producție, dar e bine că ați subliniat acest lucru. Această specializare nu înseamnă doar minele din Valea Jiului. Sigur că da. Noi avem încă solicitări pentru exploatările de lignit din bazinul Oltenii. Avem solicitări pentru cele 6 saline din România. La Cuprumin, la Brud, avem absolvenți și solicitări chiar și acum. Avem solicitări la multe firme care exploatează piatră pentru infrastructura căilor rutiere și atunci aici au nevoie de ingineri minieri care să autorizeze schemele de perforare pentru ingineri pușcare. Ingineri minieri care se poate perfecționa aici la Universitatea din Petroșani. Numai la noi. Numai la dumneavoastră, da. Iată. Și au nevoie de asemenea fabricile de ciment. Fabricile de ciment, toate cele 6 din România, sunt sub două consorții mari.
au toate cariere de calcar. Exploatarea calcarului din aceste cariere este apanajul inginerilor mineri. Și de aceea ne cer și anul trecut câte doi la fiecare carieră. Nu aveam de unde să vedem că nu erau atâți absolvenți. Dar ușor, ușor se vor îndrepta și spre acest domeniu. Plus, sunt alte domenii tangente, pare poate amuzant faptul că o fabrică de porțelan sau de vase din ceramică sau altele, au nevoie de ingineri mineri. Au nevoie pentru că ei au cariere de caolin sau alta de unde materia primă se aduce în fabrică, dar ca să scoți materia primă și de calitatea care se cere, trebuie să ai un specialist care să știe și unul pe utilaj minier și unul pe inginerie minieră, pe tehnologii miniere. Deci, această meserie se caută și eu cred că vine vremea în care noi redeschidem o parte din minele care se extrageau nemetale, și anume, nu numai ne referim la aur, argint, cupru, zinc, etc., ci la metale rare. Staniu, stibiu, plumb, tantal și așa mai departe, care se utilizează în electronica de mare precizie. Fără aceste minerale nu se poate dezvolta această ramură care este la baza dezvoltării economiei mondiale. Veți organiza luna aceasta un eveniment care să marcheze împlinirea celor 75 de ani de la înființarea universității? În perioada 12-14 octombrie organizăm un eveniment amplu care începe cu data de 13 dimineața la ora 10 cu o festivitate de comemorare a celor 75 de ani de aniversare a celor 75 de ani de învățământ superior la Petroșani, iar după amiază continuăm cu Consiliul Național al Rectorilor, care este întrunit la Petroșani, care își desfășoară activitățile vineri după amiază și în 14 dimineața. Deci o să fie o întâlnire așa de suflet, să spunem, da. Și cu rectorii și cu toți cei care probabil au și trecut de-a lungul anilor pe la Universitatea din Petroșani și probabil că vor retrăi mare parte din amintirile cu care au rămas. Aici vor veni și invităm, sigur, absolvenții noștri. Vom invita, am transmis invitații la președinție, la guvern, vor veni probabil miniștri sau secretari de stat de la diferite ministere. Va fi un eveniment cu greutate. De la ale noastre, așa, aici mă refer la Ministerul Educației și Ministerul Cercetării și Digitalizării. Sigur, reprezentanții ai Consiliului Județean, ai prefecturii, ai primăriilor din Valea Jiului, a partenerilor economici cu care lucrăm, ai universităților din străinătate, partenere, și reprezentanții universităților din România, care pe de-o parte se familiarizează cu ceea ce se întâmplă la Universitatea din Petroșani, iar pe de altă parte participă la întâlnirile care avem vis-a-vis de problemele care sunt de natura universitară și care se dezbat în cadrul Consiliului Național al Rectorilor. Deci va fi un eveniment grandios, un eveniment așa de plin de emoție, bucurie și bucuria revederii, în primul rând, probabil. Da. E un eveniment care marchează nu numai 75 de ani, marchează un pic istoria, prezentul și viitorul acestei universități. Și de aceea, sigur că avem cu toții emoții și avem cu toții
suntem preocupați de ceea ce se va întâmpla la acest eveniment. Să iasă cât mai bine totul. Cu siguranță va fi așa. Înainte să încheiem emisiunea de astăzi, trebuie să vă spun că domnul rector aici de față recent a primit, putem spune, cel mai înalt, nu, titlu. Vorbim de titlul de doctor honoris causa. Și iată, avem acum și în imagine, a fost un eveniment, vă văd destul de emoționat aici în fotografie. Da, pentru că am avut onoarea să fiu doctor honoris causa al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, o universitate reprezentativă în rândul universităților militare, dar nu numai, o universitate reprezentativă la nivelul universităților românești. Ce înseamnă acest titlu pentru dumneavoastră? E o apreciere a faptului că am colaborat mult și am participat împreună la dezvoltarea celor două universități. Am avut șansa și plăcerea să fiu invitat în comisii de licență și de disertație la această prestigioasă universitate. Am participat la conferințe științifice, la congrese comune organizate de ei sau de noi. Și iată că avem studenți și masteranți și doctoranți cu care colaborăm împreună. E o încununare a unei aprecieri, poate și manageriale, poate și științifice, pentru că se iau cam toate la un loc. Sigur că ai emoții totdeauna, deși eu sunt distins cu două titluri. Un titlu în Republica Începutul Moldova. Începutul a fost mai greu, că acum văd că continuă această serie. La Universitatea Petru Gaze din Ploiești, dar de fiecare dată ai emoțiile inerente și este o plăcere să colaborez cu domnul rector Ghiță Bărsan, un general Bărsan, un om cu o inițiativă extraordinară și care a făcut minuni la această universitate. Are toată activitatea de cercetare și de studiu extraordinar de modernă. Există o colaborare între Universitatea din Petroșani și cea din Sibiu? Sau? Există colaborări, în special pe plan didactic și pe plan științific, dar vă spun că a dezvoltat foarte mult, în special știința militară și participă la elemente de cercetare și elemente novatoare în sistemul NATO și vorbim de un alt nivel aici. Da. Deci vă dați seama de importanța acestei universități și a faptului că această universitate, Senatul acestei universități, a decis să-mi acordă acest titlu. Vă felicităm. Și mulțumesc. Ce să spunem? La cât mai multe? Nici nu știu cum să urează. Nu trebuie neapărat. Dar ne străduim și asta este rodul ideii de colaborare, de internaționalizare, de dezvoltare a tot ceea ce înseamnă învățământ, știință, cultură în sistemul învățământului superior. În încheiere o să vă las dumneavoastră câteva secunde, așa un minut maximum, să le transmiteți un mesaj studenților care, iată, anul acesta, ieri mai exact, au pășit pentru prima dată în Universitatea din Petroșani și la cea din Deva și la cea din Orez, nu? Pentru că toți au început noul an universitar, așadar vă dau cuvântul. În primul rând doresc studenților și de anul întâi și celorlalți studenți să privească în viitor, să fie incisivi, să aibă idei, să vină să întrebe, să își lămurească problemele care le au, să vină la conducerea universității unde ușile sunt permanent deschise, să se pregătească pentru ei și pentru viață. Le doresc sănătate, bucurii, să profite de această perioadă pentru că este unică în viață. Este cea mai frumoasă perioadă din viața unui om. Colegilor, cadre didactice, personalului administrativ, le doresc spor la treabă
multe împliniri, multe realizări, așa fel încât, ca și până în prezent, să mergem împreună să dezvoltăm acest lăcaș de învățământ superior la Petroșani. Iar de respectatorilor și dumneavoastră vă dorim multă sănătate și bucurii. Dacă avem sănătate, dacă mai avem norocul să avem și o educație mai bună, cred că lucrurile pot să funcționeze așa cum trebuie să fie, așa cum ne dorim cu toții. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc cu toate proiectele pe care le aveți, cum spuneam, pentru studenți și pentru cadrele universitare de aici, de la Universitatea din Petroșani, și să ne revedem cu bine. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pentru că noi ne revedem după publicitate.